Gândul zilei. Text: Grigore Rafa. Înșelarea celor aleși. Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 24. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Fiți binecuvântați, frați și surori, și în această frumoasă zi de sfârșit de mai. Ne gândim că după ce diavolul ne-a ținut morți în păcat și legați prin diferite legături demonice, după mântuirea noastră, este imposibil să ne mai înșele. Din păcate, avem exemple din Scriptură a unor oameni ai Domnului care au fost înșelați de diavol și au plătit un preț mare. Ne arată că totuși se poate întâmpla. Și cu ajutorul Domnului vom încerca să învățăm cum putem fi feriți de cursele celui rău. Capitolul 24 din Evanghelia după Matei ne arată avertizările transmise de Domnul Iisus cu privire la înșelare. Versetul 4, 11 și 24. Să observăm contextul în care are loc această lucrare de înșelare. Evanghelia va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie. Dragostea celor mai mulți se va răci din pricina înmulțirii fără de legii. Se vor scula mulți proroci mincinoși. Scopul? Pentru ca urăciunea pustirii să intre în locul preasfânt. Cum se va face înșelarea? Prin oameni cu carismă, care le vor distrage atenția de la adevărul Scripturii și le vor servi lucruri plăcute, iar unii se vor da drept Hristoși, iar alții vor fi proroci mincinoși. Să nu credeți că îi vor chema pe oamenii la păcat și fără de lege, ci vor profita de naivitatea oamenilor și de dorința lor după supranatural și promițându-le experiențe noi, trăiri emoționale fără pocăință și fără adevărul Scripturii, vor reuși să înșele și să-și aservească pe mulți, chiar din cei aleși. Dumnezeu va îngădui să facă semne mari și minuni. Și în versetul 11 se spune că vor înșela pe mulți, deoarece este o cerere mare pentru astfel de lucruri în biserici. Cum pot cei aleși să se protejeze de astfel de atacuri din partea celui rău și să nu fie înșelați? În 1 Ioan, capitolul 4, primul verset, Duhul Sfânt ne spune să cercetăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Oare chiar poate oricine să facă lucrul acesta? Într-un fel, da, dar așa ca în uzine, cei care fac controlul calității trebuie să aibă o anumită pregătire și vechime în slujbă. Tot așa, Dumnezeu a dat slujbe în biserică unor persoane cu anumite abilități speciale de la Duhul Sfânt, prin care frații și surorile să fie înștiințați și avertizați de situații periculoase. Condiția ca să fie păziți de astfel de lucruri este ascultarea de cuvântul lor prin care sunt avertizați. Citiți, vă rog, capitolul 6 din 2 Împărați, când profetul Elisei îl înștiințează pe împăratul lui Israel de cursele soldaților sirieni, sau Ezechiel capitolul 3, referitor la datoria prorocilor și a slujitorilor. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2, biserica din Efes este apreciată pentru faptul că a pus la încercare pe cei care ziceau că sunt apostoli
și s-a dovedit că sunt mincinoși. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7, ni se spune că în biserică cine ascultă de slujitorii Domnului sunt născuți de sus, din Dumnezeu, iar cine nu ascultă de slujitorii Domnului, ci de proroci mincinoși, dovedește tocmai prin acel fapt că nu sunt născuți din Dumnezeu. În Iacov, capitolul 3, versetul 10, ni se spune că din aceeași vână a izvorului nu pot ieși și apă dulce și amară. Ori toată lucrarea este bună, ori toată este rea. În Matei, capitolul 7, versetele de la 15 la 20, Domnul ne spune că îi vom cunoaște după roada lor, nu după un spectacol emoțional ieftin prezentat ca slujire duhovnicească de acești așa ziși apostoli aleși. Mă îngrozesc când văd câți cad sub influența unor astfel de persoane pe care le storc de orice energie, promițându-le libertatea și bucuria în Duhul și care se trezesc, așa cum spune Iuda, în foc. Pe unii suntem îndemnați să-i smulgem din foc, dar atenți să nu fim și noi mânjiți de cămașa mânjită cu sânge. Pentru unii, din păcate, nu se mai poate face nimic. Ca pentru Saul, până ajung lepădați și săvârșesc cu lăcomie păcat după păcat. Cunosc astfel de persoane care au sfârșit ca ghicitori, care au avut un sfârșit tragic și s-a abătut rodul minciunilor lor peste cei rămași din familie. Prorocul Ieremia ne arată care este atitudinea lui Dumnezeu față de astfel de persoane care zic: așa vorbește Domnul și înșeală pe poporul Domnului. O fac cu atâta seninătate în biserică, fără nicio remușcare sau pic de căință, ajungând atât de orbi și împietriți încât nu mai găsesc niciodată calea vieții. Vă rog să-mi spuneți, cunoașteți vreunul care să se ridice în biserică și să spună: fraților, am spus minciuni în numele Domnului fără să fiu trimis de El. Îmi pare rău, iertați-mă. Eu nu cunosc niciun caz, iar cei care au fost atenționați că sunt călăuziți de un duh de îndrăzneală sau de un duh rău, au plecat în alte adunări unde pot proroci ce vor și să-și continue lucrarea de înșelare. Se supărau foarte tare, aruncând cuvinte jignitoare slujitorilor, spunând că nu pot ei să judece pe Duhul Sfânt. Da, este adevărat acest lucru, dar ei nu sunt Duhul Sfânt. Și tocmai acel pe care îl invocă ne spune să cercetăm și să verificăm orice descoperire. Dacă ar vedea sabia nimicitorului care stă în mâna îngerului, ca asupra lui Balaam pe calea pierzării, ar încremeni și ar pune mâna la gură ca să nu intre duhul de minciună și să vorbească prin ei. În capitolul 23, versetele 31-32, Ieremia spune care este atitudinea Domnului față de ei. Am necaz pe ei, spune Domnul. Când biserica strigă de bucurie la cuvintele lor înșelătoare, Domnul spune: am necaz pe ei, pentru că rătăcesc pe poporul meu. Nu eu l-am trimis. Nu sunt de niciun folos. Auziți, fraților? Rugăciuni care nu sunt de folos. Fraze care zic: așa vorbește Domnul, și care doar hrănesc cu nădejdi înșelătoare și care nu sunt de niciun folos. Sarcini grele puse pe umerii celor amărâți, dar naivi și creduli. Timp pierdut, zile de post, drumuri la astfel de părtășii cu sacrificii, cu oamenii bolnavi de multe ori care speră o minune și Domnul spune:
nu sunt de niciun folos. Iar cel mai grav lucru este relatat în versetul 33. Vă voi lepăda, zice Domnul. Vedeți vreunul să-și vină în fire și să tremure ca Belșațar? Nu. Dimpotrivă, aleargă încărcați de sângele multor victime până la groapă. Se spune în proverbe, nimeni să nu îi oprească. Ar mai fi multe de spus despre prăpădul lui Iacov, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, cu altă ocazie. Dar proroci ai Domnului nu mai sunt? Sunt. Câți? Citiți istoria cu Ilie, prorocul pe Carmel, sau cu Mica în fața prorocilor lui Baal. Cam aceasta este proporția. Dar spune Pavel, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Fiți binecuvântați!